pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Cei 14 consilieri locali sunt prezenți 10, absentează în motiva domnul Durlan, domnul Rad, domnul Matei Laurențu și domnul Roșcanul. Fiind prezentă majoritatea de dumneavoastră, ședința este legat de o scurtă și își poate începe cu ceea ce vor primi la prezentația de azi. După cum a spus, informați că de zi avem 3 proiecte de hotărâre, puncte diverse și 3 suplimentare. Cine este pentru ordine de zi? În unanimitate. Domnul președinte ales, Zos, vă rog să continuați. Da, bună ziua! Proiect de hotărâre numărul 107 pe 2023 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2024. Înscrieri la cuvânt? Vreau mai mult. Taxă majorată, taxă standard, explicați mai aia. Deci, devin și mai diferit, nu? Față ce era nimeni. Aproximativ. Noi mergem pe taxa standard cu colectare de 3 ore pe lună. Dacă mergem de 4 colectări pe lună, se dublează de la până 10 lei, 9 lei și 93 cât am stabilit. Da, așa. Se duce la 18 lei dacă vin la 4 colectări. Da, taxa standard vin la 3 colectări? Da. Și pe lună mai vine la 4? Deci la 4 se dublează. La 4 e reciclat. Am făcut în așa fel să stăm cam cel mai jos din prin zona Badisului Rompresi. Nu știu dacă are cineva prețul ăsta de 9,80 lei. O să vedeți și cum mai, numai departe, cum un vecinat e mediu. Dar față de anul 10 lei. Altă cât era? Mai 8,70 lei. Da, încercați să sărim pragul. Dar vă spun, adică să vă interesați, suntem cel mai jos de prin zona Rompresi. Iar la anul caz, nici era 30 de zi, vorbește, era la anul caz, era 30 de zi, acum mai sunt 37-34, nu? Da. Dacă tot se vorbește așa, fără spirit la cuvânt, îmi trebuie să fac și eu lucrul ăsta și să vă spun că sunt împotriva acestui sistem. Și implicit și împotriva acestui proiect cu următoare motive. Este vorba de un caz aici, o anumită chestiune. Luăm un exemplu reprezentativ pentru un colusivic, da? Un număr de N angajat. Se muncește cu 0,03 tone pe salariat și se face, se stabilește greutatea care trebuie încasată de la această unitate. E posibil ca angajatul la ocol să nu se ducă și să nu producă absolut niciun pic de deșeu, de gunoi. Un aspect de asta. Al doilea, pentru că el oricum mori din Coțofănești, ori la Ștefan, ori locuiește din Căiuți, și atunci plătește odată gunoiul respectiv acolo. A doua chestie. Se vorbește de tone și de preț unitar per tonă. Dar când pleacă gunoiul ăsta, să-mi explice și mie, să-mi explicați asta dacă puteți, cine asistă la cântărirea aia și să-i crede într-un cuvânt, să duce cineva după mașina aia? Este electronic, are sistem electronic, mașina și îi transmite și nouă cât a luat de la Căiuți, de la unitățile respective sau chiar la... Nu. Deci atâta timp cât nu se va face și nu se va căuta să se facă, să se pună în rând cu tehnica necesară pentru că cântărirea și individuală, pentru atunci este cointeresarea beneficiarului de acest serviciu să nu dea mai mult decât îl ține buzunar. Și implicit nici noi să nu... Ei continuă, societatea respectivă continuă. Eu nu zic că nu, e o activitate foarte importantă, gunoi și aia. Este foarte mulțumitor cu cele refolosibile, cu bidoanele și așa mai departe. La lună, o gospodărie pe bază de observații socio,
strânge 3-4 seași din aia galbenă. Și ăia toți se duceau în tomberoane la cântală gunoiul taxat. Deci ei trebuie să se pună și asta este rugămintea mea și a fost întotdeauna la dumneavoastră, ca reprezentant, cel care ne reprezentați în stabilirea și semnarea contractelor cu societatea respectivă, să aveți în vedere și să ridicați dumneavoastră și dacă mă intrați și cu alții alături de dumneavoastră, spre a-i obliga pe ăștia să se pună în rând cu această activitate. Vis-a-vis de care este nat? Nu permite. Da, de fapt nu. Nu permite. De ce nu zice? Să se întâi la urmă cu ce? Da. Ia să scrie de voi. La termen. Aici se zice, folosește, vorba de folosirea instrumentului economic. Plătește pentru cât arunci. Dacă plătesc cât arunci, cum zici pe ei normal, aș fi de acord așa. Plătesc cât tot duc. Dar aici spune un principiu, dar în realitate e altceva, că mă plătești la tot. Adică nu cântărești cât arunci. Deci nu se vrea de cam. Ce spuneam eu? Eu nu asta spune. Da, dar teoretic spune un principiu, dar în realitate e altceva. Păi da, nu fi ca din vorbi. Și am mai spus o ședință, a fost invitarea anul acesta și am întrebat nepoții la ei să cântărești, vine mașina, are cântar, cât produce, atât plătești. La noi sunt poate și oameni buni. Să vină pe cântare electronică, e inteligența asta artificială care face minuni peste tot. Noi putem spune un cântare electronic la fiecare bază de date, are Matei, la numărul 4. A luat aia, până s-a înregistrat automat. Și atunci, clar, plătești cât ești nimeni, toată lumea va fi mulțumit. Plătești cât produce. Ce ne face investiție aici? Păi, rompresc-o, că vă recuperează. Chiar nu rompresc, domnule, mașinile cu care ei lucrează sunt luate în leasing cu spatele nostru. A beneficiat de serviciu. Adică trebuie să fim realiști. Nu plătesc ei. O să avem și prelungirea de contract în motiv că iese din garanție de 5 ani, iese din monitorizare de 5 ani, leasing, care a fost făcut proiectul. Acela proiect făcut în mare. Și a mai fi 2 ani ca să iasă? Nu, anul a fost. Aveți, cum să vă spun? O să fie o nouă renegociere cu ei. Aveți dreptate într-un fel, adică, dar nu putem aplica noi la momentul ăsta. Aici nu, este ideea. Eu vă dau și credeți că eu n-aș fi bucuros să putem aplica această chestie. Nu, dar ce vă spune noi, la ședințele a zis, de fiecare dată se ridică probleme. Dar și ei încearcă, îl duc mai departe și nu, să sperăm că încet, încet se va ajunge la chestia asta. Păi da, e prevăzută nouă gaie de sarcini și nouă contract. Dar ca idee, călătorii se spune. Sunt transferiți. Cum fac la alții de desfântate? Adică, nici nu merge, cum fac la alții? Da, la alții se spune, doamne, asta e ideea. Adică ăsta ar fi argumentul în fața lor. Să știți, când noi ce îmi spunea domnul Orfian, am dat un exemplu acolo. E și pro și contra. Nu vă spun cât cu noi produce cabanele de la Praga, la acolo. Cine plătește cu noi? V-ați pus întrebare? Vă spun eu cine plătește. Cine? Plătește cel care închiriază cabana, iar în costul, în prețul de cost al taxei de închiriere a cabanei, să fie trecut și această activitate. Domnule, suntem în economie liberă de piață. Nu vreau să faci un dialog. Că așa da. Discutăm, faci, astea sunt discuții de discutat prin ședințe. Nu. Dar ședințe nu faci, nu e mai ok. Dar cum să nu discutăm? Nu suntem. Dar asta face nu suntem la parlament, nu să facă. Domnul meu, ăsta este lucru care face obiectul proiectului pe care l-ați adus în dezbatere. Ați dedicat cu pralea. Pralea se plătească la cel care închiriază cabana să-i ia taxă închiriatorul, celui care dorește să stea acolo. Da. Să știți că mai avem un avantaj, ținând cont de instituțiile care sunt pe raza comunei, avem un avantaj la prețul de la domnul. Avem la un moment dat. La persoane fizice. Da. Putem ține prețul mic la persoane fizice, că încasăm mulțumitor, să zicem, nu foarte bine, dar mulțumitor de la persoane juridice. Și acoperim din gol și se compensează. Adică vreau să vă spun că tot suntem la subiectul ăsta. 80% din comunele care sunt membri în acest plătesc din bugetul local, noi n-am dat niciodată niciun leu. Și e o mare problemă pentru ei, dar e problema lor, nu interesează pe noi, nu doar ca facați.
Problema e că stăm, mulțumim Dumnezeu, stăm bine la capitolul ăsta și nu trebuie să apelăm la bani din bugetul local să plătim gunoiul la Rompresc, că s-au luat dis. Nu e nicio problemă pentru ei. Ei n-ai plătit, s-a blocat contul. Nu mai fi face fără nimic. Domnul Barac, o rugăminte. Da. Spuneți dacă aveți o analiză făcută, de când s-a instituit colectarea separată a celor reforme civile, așa. Care este diferența dintre situația dinainte și care este... Diferența... procentual, dacă aveți... Nu am procentual, exact. Vă spun că în creștere e spre bine. Dar așa, treptat, nu dintr-o dată, să știți, nimic nu s-a făcut. Scade menajerul. Scade menajerul, dar nu, v-am spus treptat, a început mai puțin, mai arată, lumea să nu lasă, să educă, să... La 40 ceva de toni, o mie, am ajuns undeva la 32 de toni. E destul de bine. Lunar. Asta a început din vară, când am început noi prima dată și acum cu mașina cu Rompresc, când s-a venit, e pe 4-a colectare. Da. Acum că ar de cântărit, dar nu de la 22. Nu vă spun că sunt, încă o dată, repede, nu ne doare capul ce fac el, dar sunt comunic probleme mari la vizelul din urmă. Cum gestionează cauza? Fiecare cum poate. Da, mai înscrie cineva la cuvânt? Se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Obține? În concluzie la treaba asta, ce am înțeles eu, că dacă fiecare dintre ei îți dea un acord, dacă are 4 ore sau trebuie, nu? Dacă are 4 ore, trebuie să-l dea. Păi da, și atunci și limba la este special pentru el la 4 ore? Asta o să-i spune ce este problema de asta. 50% sunt. Atunci, dacă e 50%, da, atunci da. Oricum, ne-am gândit să nu ajungem iar și în situația de majoritatea comunilor membri să aprobe taxa aia majorată. Dar nu, toată lumea merge prin taxa statului. Toată lumea. Da, aproape toți. Ca să fiecare trage din, vă dați seama. Da. Adică la noi o să creez un verdict și la Bacău o să adun iar. 50% din membri și o să fie în taxa cealaltă. Că dacă nu se aprobă regulamentul la nivel de abilit, taxa nu va fi de 18%, o fi medie, 18%. Da. Taxa făcută de 14,75%. Nu, nu e 14,75%. Regula, pe regulament, trebuie aprobat de toate unitățile administrative teritoriale. Adică, ei nu se aprobă. Noi le aprobăm acum. Dar dacă celelalte comune nu le aprobă, nu mai putem aplica standard și majorat. Oamenii cu... Vedeți când articolul... Păi da, dar nu văd că ai comun la via părțul la Cristian. Mai știi cine vă spune. Dar știți de ce? Exact ce vă spuneam mai înainte, cu banii din... Că nu le-a... Nu ajung în casări să plătească gunoiul. Da. Deci, până la urmă asta este. Se colectează foarte multe toni, taxa este mică, nu acoperă cheltuiela de la rentă. Și atunci trec la bugetul local. Și ca să acopere cheltuiela, faci taxa mare. 20 de lei, 30 de lei, 2 lei, 20 de lei, 30 de lei. Eu nu e în stare acum, Tomi, cu prețul ăsta se... Comuna respectivă nu e în stare la prețul ăsta mic să încasezi de la oameni și va încasa de la om cu un preț mai mare. Taxează pe ei care plătesc și le ia banii de... Și atunci va fi ca până acum colectare, deci 4 ori pe lună, dar cu 14,75. E prostii la drumul mare. Acum e dintre cele două, pur și simplu le-a făcut la părțigatul. Dacă se aprobă și da... Că uși și aici am stat, trebuie cum s-o punim, cum s-o punim ca să... Să iasă ok și pentru oameni și... Așa mergeam cu 14,70 când mergeam. Și mi-a strașat. Băi, cât trebuie să fie noi, care îl luăm și plătim cât... Da, este ideal. Și atunci, Că nu, dar cum îți vreau să dumneavoastră contractuale sunteți? Nu, să luați în contract. Nu, uite, doamna, să-i dat și se poate. Fiecare plătește cât produce. Ați vrea să fac la 25, nu se poate. Nu există, nu se poate în era asta informatică. Nu există, nu se poate. Nu se vrea, îi convine chiar la toată oră, ce n-ai, normal, ei sunt în opoziție, dar
Primarul ar trebui să nu pune și alții. Strece cantitatea pe care o vrea el. Nu ai niciun control. Duci să o cântărești, dacă nu vine, stă la cântare. Da, începem cu următorul proiect, da? Doamna Vecere. Proiect de hotărâre numărul 111/2023 privind aprobarea impozitului pe mijloacele de transport vehicul greu pentru anul fiscal 2024. Pentru vehicul greu. Fați ne-am primit majorat sau nu ați spus la fel? Da, scrie să duce. Dacă tu ai ceva, că tu ai cu transport greu. Da, nu are, nu are nici asta. Da? Ce se face? Nu are nici comunitate. Da? Să punem la vot. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu te abține, nu. Da, de ce? Da. M-am abținut. Păi eu, pentru și abține. Ce da, următorul proiect, proiect de hotărâre numărul 112/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căviți pe anul 2023. Mă scrie la urmă. Am văzut că ce sunt venituri, ce sunt venituri, aceeași sumă se dă la cheltuieli la ajutoare sociale numerate. La ce? Nu. La ce e? Deci, rectificarea asta se întâmplă. Noi am, din bugetul local, am făcut la schimb personal, o sumă. Trebuia să vedem în salariul și... Și banii au venit la... Da, mult mai târziu. Și... Exact. Nu o să mai avem timp să-i cheltuim sau să facem o sumă, când vom de urmă în somn. Dacă a fost acolo, când nu era... A fost banii de stăciatele astea. E atât. Da. Să punem la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, cum să zice pentru? Nu, pentru și... Proiect de hotărâre numărul 113/2023 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Căiți numărul 101 din 29/2023 pentru aprobarea noi organigrame a noului stat de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Căiți. Da. Îmi scrie la cuvânt? Pentru clarificare, deci vorba de transformarea postului de șef de birou? Eu corecție la asistență. Trebuia de venit compartimentul asistență socială, e și la asistență personală. A, deci la asistență. E corecție de timpul la asistență. Tot în grijă la asistență. Timp, iată. În aceeași ori, dar nu am acum o completare. Da. A, spunem la vot, cine este pentru? Potrivă? Abține? Nu, pentru și da, proiect de hotărâre numărul 114/2023 privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180/1957 6-5-2005 încheiat cu SCE compania Rompres Service Servise S.A. Înscrieri la cuvânt? Domnul Matei. Propun ca contractul de prelungire să facem pe un an de zile și pe 2 ani de zile. Eu mă gândesc totuși și consilier și domnul Dumnezeu. Deci mergeți în străinătate. Documentați-vă cum fac colectarea cântarea. Poate e determinat să până cântarea așa să vedem ce să faci pe 2 ani. Poate clarificăm perioada într-un an de zile. De ce e obligat pe 2 ani? Nu, facem într-un an. Și într-un an, poate, documenti în străinătate, discutați. Noi, cum faceți dumneavoastră? Sau ce spune dumneavoastră, acolo se poate și... Trebuie să-i face presiuni noi, că așa de doar de convine, clar, dacă nu-i forță. Și să facem într-un an de zi. De ce vrei mai? Facem pe zi. Nu? Eu propun. La mine, dar... Pus în contract să-și compuzi cântar, dacă nu aduce modificări. Eu zic să-și documenti în străinătate, la bază, la discuție. Dar dacă îl facem acum... Dar facem un an, anul nu mai merge, dar după aia... Nu suntem documentați.
În cazul în care, până la împlinirea termenului de 2 ani, gestiunea serviciului de salubrizare se atribuie un nou operator, prezint un contract cu acceptat de drept, la data emitirii ori deci, începerea prestației de către un nou operator. Deci când apare un operator, contractul ăsta, ce, ei s-au luat 2 ani ca să știi cum să facă licitația. Păi da, dar dacă apare nou operator, dar n-am vrea să intri, să nu încheie un contract cu nou operator, că ești legat de contractul ăsta. Nu, dar trebuie să de drept. A, v-am încetat de drept. Domnul primar, rugăminte... Păi, și studiul a doua ea, și studiul s-a terminat. Păi, dar mergi noi acasă, cu ei, în mărcov. Păi, mă, nu duci licitația. Deci, mergem cu ei până încheie licitația. Aici e ei. Pentru asta e contract. Deci, până se va încheia licitația cu nou operator. Contestați, Kevin. Domnul primar. Ne reprezentați și veți merge acolo pentru încheierea contractului respectiv. Nu, și dumneavoastră vezi, va veni o nouă hotărâre și va veni... Stați-vă spun, păi nu, pentru aprobare. Va veni o hotărâre ca să vă delegăm cu dumneavoastră. Asta. O vom face. Venirea este următoarea. Până atunci, cu niște eforturi, în urma care vă vom mulțumi. Căutați-vă legătura cu toate oateurile respective care sunt incluse în contractul cu societatea respectivă și să realizați așa de bun raport pe bază de înțelegere a unei rezoluții în care să fie stipulate toate condițiile ce le impune noi, cei beneficiari a acestui serviciu pentru contractul care se va încheia fie cu ăștia, dacă vor continua, fie cu alții care se vor prezenta. Printre care să fie stipulată obligatorie cum și următoarea, zice, societatea respectivă, actuală sau cealaltă, se obligă ca în termen de la data încheierii licitației și al judecării, în termen, să zicem, de 6 luni, discutare, vă discutați dumneavoastră cu oateurile respective, cu reprezentanții respectivi, să treacă și să procedeze la intrarea în rând din punct de vedere al cantității colectate și încasate. Și în atare situat, pentru că știți ce se întâmplă, vedeți dumneavoastră, i-a spus 2 ani. Să sigur că nu sunt alții pregătiți, n-au baza materială a ăstora, la urmă clară. Pentru că sunt, în primul rând, mașinile care sunt tot pe spatele nostru. Și tot ei vor rămâne. Dar ca să nu ne deșteptăm noi și să nu punem clauze contractuale între timp, adică după un an de zile, hai să băgăm cu 2 ani de zile. Nu-i corect. Nu trebuie să acceptăm și să luăm de bun absolut, pentru că noi n-am făcut altceva până acum, decât prețurile pe care ei ni le-au venit și așa. Să nu discutăm despre acea planificare a prețurilor până în 32, care nici în ziua de azi nu mai amintește nimeni. Păi tu atunci ai venit cu evoluția prețurilor până la 2032, dar de ce nu te-ai ținut de cuvânt? Domnul Chianu, doar să perfecte dreptate. Nu mă, domnul primar, să știți că se vine de aprobat documentația pentru licitație și tot în Consiliul Comunelor, membrilor, să aprobe și documentația de licitație pentru adjudecare. Păi eu nu sunt de acord cu documentația aia. Și vă rog, dar cum am mai pus eu amendamente pe care nu au fost băgate? Nu au fost luate în seamă. Nu, nu au fost aprobate. Nu, doar nu primar. Și întotdeauna, e normal și firesc ca dumneavoastră să ne
reprezentați. E corect. Așa, bun. Dar eu ce rugăm, care a fost rugămintea? Ca dumneavoastră să aveți în vedere că înainte de a fi chemat acolo la stabilirea contractului și așa mai departe, căutați să negociați, să duceți tratative, așa, cu atelul celelalte și să realizați o rezoluție cu cele, în cuprinsul căreia să fie cele necesare, care realizează cu noi și care sunt propuneri venite din partea noastră. Asta e toată treaba la urmă. Vă spun eu, când vor vedea, și nu cred eu că o comună, celelalte comune, nu vor fi de acord cu o propunere, dar trebuie să plece de la cineva. Domnule, eu înțeleg, fiecare dată vă spun și nu vreau să intru în dialog cu dumneavoastră. Acum am întreb deschis și fără niciun problemă. E mult, e mare prețul la noi ca să vedem ceva să-ți facă curățenie. Nu m-am înțeles. Ba, până aici, până la urmă, acolo nu ne rezumăm. Nu ne rezumăm la toate celelalte. Restul e poveste. Fiecare povestim și gândim, credem că așa și așa. E mult mare prețul ăsta ca să vedem cineva să facă curățenie comună? Sau nu? Până la toată, până mai ce-i socoteala, nu? Și mă vreți să vă dau, dar să sunt cam toate de care nu sunt. Vă dați seama, eu mă pot băga licitația făcută la... E mare prețul, dar prețul poate fi mai mic în urma... Avem cel mai mic preț de pe zona în preț. Așa, dacă după urma cântăritului, poate să fie mai mic prețul. Dar mai cântărit, mă au cântărit în plin. Nu știu ce are. Mașina. Eu plătesc cu tine. Mai dat, cum sunt? Așa mă arăt. Nu m-am dat pe niciunul să scrie la urmă. Eu înțeleg, vă dau perfectă dreptate. Că ar trebui cântat, că ar trebui viață, că ar trebui de cealaltă, că n-ar trebui... Dar, până la urmă, cineva trebuie să fac curățenie comună. Și-n toate comunele astea. Nu că ne-am învățat. Ne-am creat în culoare. E ok, zic eu, din punctul nostru de vedere. Hai, zic eu, nu mai... Da, nu este de acord. Să vă dau acceptă. Nu, nu, da. Dacă nu vă face presiune, am... Păi face, domnul Mat. Deci ei nu se accepte de bună voie, nu da. Forțați primarii să voteze cum vreți dumneavoastră. Domnul Matei. Să cântărească. Domnul Matei. Vocele primarilor sunt puternice. Și domnul Ocean. Facem un contract, îl punem în contract. Vă puterniceți câte dumneavoastră spre domnul Ocean să ne reprezentați la adis la Rompreș. Să mergeți să tocați acolo continuu. Eu nu sunt avocat, domnul. Păi da, dar eu nu sunt avocat, domnul, doamne diferit. Să le spunem punctul lui, da, așa vrem. De ce nu vreți? Motiv. Vă spun că nu se poate. Nu se poate, cum spui cântar așa. Uite la altă parte s-a putut. Se poate. Da. Se pune la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Și am terminat. Nu mai trebuie. Cum am venit? Proiect de hotărâre numărul 115/2023 privind aprobarea efectuării Consiliului de Odihnă de Stan la terenul anului 2023 de către primarul și viceprimarul Comunei Căieți în timpul anului 2024. Dacă vreți să ne mai dați lucrurile, dacă nu lăsați așa. Intră în totul marită. Domnul primar, ați venit cu proiectul ăsta în fața noastră spre aprobare. Eu mă anunț de la început că nu trebuie să îl supunem la vot. Pentru că drepturile salariale, ale salariaților, sunt stipulate de o legislație foarte stufoasă. Că cineva nu s-a luat în termen de un an de zile concediu, e treaba lui. Nu l-a vrut. Dar instituția respectivă, conducere sau situații diferite, diverse, cazuri fortuite, forțe majore și așa, nu i-a putut acorda concediu. Atâta timp cât acordarea concediului este atribuții, iar dumneavoastră în baza unei legislații, de ce trebuie să ridicăm mai mâna pentru domnul viceprimar sau pentru dumneavoastră că să vă luați concediu? E dreptul dumneavoastră, domnule.
Da, știu eu dumneavoastră. Da, cu chestia acum un an de zile, nu? Nu, nu. Cu ce? Cu adunat sau în 10. Pe păi da, știu, se poate ca poporul Consiliului Dar Popular? În cazul de vitale. Doamna, în cazul de vitale. Nu mai suntem de vitale. Sunt situații când veniți cu proiecte care nu fac obiectul numai atribuțiunea noastră. Nu avem noi, vă rog frumos, am să vă dau exemplu, pe parcurs și o să mai veniți cu el, să vedeți. Da, nu e nicio... Că la urmă am vrea să vă spun ceva, nu știu doar domnul viceprimar Concepe, știa eu că și l-a luat și nu și l-a luat. Hai să fie serios. Avem un contact, avem un contact. O creadă de conturi trebuie să vadă dacă a fost legal atribuit sau nu, atât. Dar nu că eu îi stabilesc eu dreptul. Dar nu stabilesc în legi. Păi sunt dacă îi stabilesc în legi, să fie respectată legea. Da, să punem la urmă. Da, punctul reverse, da? Cine se înscrie? Doamna Manea. Doamna Manea. Ce s-a întâmplat? Aveți cuvântul. Zice, domnul. Dumneavoastră... Așa, există o problemă de trebuie să nu mă urați, că... La două ori. Câte voturi pentru? Câte voturi pentru două? Eu? Da, ce se poate? Eu nu vot atât de care vot? Pentru. Pentru? Da. Pentru și două abține. Domnul Florea Constantin și domnul Măruț. Ce fac? Da, domnul Manea. Am votat în ședința anterioară, executiv, să ne prezentăm în ultima ședință în această o parte dintre proiectele aprobate de noi, cum ar fi apa, care este esențial, drumul deltiului, care face legătură, gazul, avem ceva acolo, reabilitarea școlii în Căiuță. Ce mai am? Căminul cultural la Rinteu. Bine, am dispărut. Am dispărut. Târgul comunal. Vorbim de toate proiectele cu valori mari. Camere supraveghere. Iluminatul inteligent, cel cu panoul pe văd aici. Cred că astea sunt dintre cele mai mari proiecte pe care le avem. Votate, nu știu nimic de ele, poate nu puteți spune ceva dacă... No, prima sau ceva, dacă nu... Dacă nu, prima, la doua ședință, o să facem o prezentare exact cu la... Poate ne ajută doamna administrator care... Doamna, mi-a dat, a scos o parte. S-o ocupă... Scos o parte, mi-a dat să scoată, doamna... administrată, doamna de la urbanism, cei care s-au proiectele, proiectele sunt împărțite, o parte sunt la doamna de la urbanism, o parte sunt la doamna administrată. Ideea că nu le putea duce pe toate doamna de la urbanism sau doamna administrată. Reușim să facem un efort în următoarea ședință? Următoarea sau cealaltă? Deci, prima din 2024 sau a doua din 2024? Dar reușim să prezentăm cetățenilor cum suntem cu aceste proiecte? Undeva. Unde am ajuns, unde am plecat, unde sunt, în ce stat sunt. Da, cu seranțarii, semnate contrate, disemnatii, cu SF-uri, fără se... Da, fără se fără. Unde, în ce stat sunt? Păi, interesul cetățenilor din rând.
poate unul dintre noi înțeleg unde lucrurile, alții nu înțeleg și ar trebui vorbit. Adevăr că întreabă și la cei care nu înțeleg. Mai ales că știe ceva asta, așa am crezut succes, renunce și ești unde cu apa, ce mai știu de apă? Problema mai dar ce stai? Dacă la apă mai durează mult, eu insist, ideea de a face puțuri în, în comun. În comun, în satele care nu au apă. Nu ai voie să dai cu vreze multă, dar o să le dăm la momentul. O să fie și primar. Eu nu mă fi de dat, dar eu zic, dacă considerați că durează mulți ani până se implementează acest proiect apă, trebuie alocat bani, nu știu de unde, nu știu cum, nu ne permitem să lungim această problemă din cauza finanțării, că nu o să știi cât se duce finanțarea asta pe agricultură. Nu putem lungi, trebuie să mergem să mulțim bani la care i-am insemnat. Să mai ales la anul de anul electoral, să știi cum e la guvernare, ce nu se mai ia. Exact. Da, domnul Gavrilă. Eu am o să propune rugământ în același timp. Dacă am putea face cu șoseaua să iei cum s-o, s-o dată Andreea Ivanova, că am așa foarte, foarte frigos, că am rămas nici o plan jumătate la mea mare. Două vieți, dar nu aveam un plan jumătate și e foarte periculos. Nu am înțeles. Unde? Două care ce stau la nu am înțeles. Și a rămas frigor. Da, după așa, din post, tare, 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 foarte periculoasă. Am avut un așa, 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 până la vinovată, nu mai trebuie să se zăpadă, dacă nici mâine e foarte bună, printr-una aia. Și nu avem șansă să ne iei de loc, deci aia și la zi. Da, dar nu trebuie deja, dar nu trebuie deja. Poate că am niște panouri, să adaptăm viteza condițiilor de drum, oricum. Da, și am văzut că am parametrii aia, ca să o mai iei. Mare cum e de nu-i treaba noastră, dar care e... Acum eu fi treaba să faci, cum o să-mi sunt două locuri, sunt care le și sunt urât și aia. Pe aia nu se cu cine mai vede. Acum e și în ar trebui să se dar mai desfătat de da. Nu am spus să mai fie curățenii de la șansă, cum fie, dacă aș... Din păcate, nu s-a desfințat. Drumul județenii, și ele au o perioadă de tranziție, au trecut la Consiliul Județean și cu Siri și cu toate s-a schimbat și șefa de la drumul județenii. Am mai fost cu niște de propuneri pe acolo. Dar, na, da, da, sunt la nivelul ăla. Cum dar nu era subordinea Consiliului Județean? Spune Consiliul Județean, dar au avea semn de la centrul 2 în ISU și acum i-am mutat în Consiliul Județean. Nu mai e doamna Ardelean. S-a desfințat, ei nu au structură. Exact, și ei nu au structură, ceva. Da. Doamna, nu știu care nume. E fază de reorganizare și până... Cam atât, mulțumesc. Da, și doamna Orhean. Dacă cu permisiunea domnului colegi Andreea, adaugă domnul Hepiului, e și poliția Junțină. Domnul primar, am cu gândire. Punctul de pentru toate lucrurile aia, pentru investiția de echipamente ce a prezut de centru comun, e mare. Patru, canalul, gază, câmpul, gază. Rugămintea ar fi următoarea. Din fondurile care sunt alocate externe nou, recte, anunța din și așa mai departe, eu sunt convins că odată ce l-ați primit pe ăla, trebuie să vă țineți de el și să le faceți pe el. În schimb, pentru investițiile pe care le faceți dumneavoastră, cu sau fără aprobarea multora dintre noi, de aici prezenți, fondurile locale să fie prioritizate și absolut obligatoriu să luăm o hotărâre, dacă nu acum în altă ședință, ca absolut cea mai mică investiție pe care nu vă obligă ca să gândiți cu ea în partea noastră, să o supunem totuși votului consilierului. Ați vrea treaba asta? Nu ca să...
dacă există o investiție în comuna asta de care să nu știe consilierii. Sau dacă puteți face cu raportul cu domnul Producțiu. Pe cum se poți face? Nu se poate. Facem? Vai nou. Pe lista de investiții vorbim de investiții? Nu, pe lista de investiții cheltuieli mari, zic mari din fondurile locale, așa, care se fac cheltuieli mari. Ei bine, atunci dacă, cum dumneavoastră ne-ați fost pregătit astăzi cu răspunsul la întrebarea domnului, așa zic și eu, vin cu, o situație din asta într-o ședință ulterioară și mă întreb atunci și... Cu asta, cu cheltuieli mari, ce spuneți dumneavoastră, da, care sunt pe lista de investiții sau care nu sunt? Nu sunt de anul cu lista de investiții una. Așa. Iar cheltuielile pe care dumneavoastră le-a întâlnat din, fondurile... Cheltuieli materiale, întreținere de drumuri, dar e tot în... E aprobat de Consiliul, nu e aprobat de primar sau nu? Nu înțeleg, în fi. Șapaie de pe unul. Dar așa e trebuit prin târziu, din președință, din Consiliul. Nu înțeleg, în fine. Păi când portabilitatea se ține la grămadă, că așa e nevoie, e normal să se fie. E normal să se nu se trecut, că nu se trecut. Dar haideți ca să spunem un lucru. Așa. În spatele nostru aici, la primărie, ați început. Da. Niște lucrări. Da. Au stagnat. Așa. Și noi, nu-i pe lista de investiții? Păi nu, pe urmă asta e și sunt. Așa. Au fost făcute din fondurile locale? Păi sunt urmă de investiții făcute din bugetul local. Păi nu, dar eu întreb. Și acum, în legătură cu prioritizarea lucrurilor. Așa. Pe care... Păi, dar vedeți, aici... Aici sunteți dumneavoastră. Nu, domnul. Fără aprobarea Consiliului. Domnul... Și alta este să facem investiții din buget local pe aprobarea Consiliului. Da, total diferit. Noi când aprobăm investiția, că considerăm că e foarte bun. Și da. Firesc să o aprobăm. Și am aprobat. Da. Numai că noi le aprobăm în vară, una după alta, iar puterea noastră economică nu ne permite ca să le facem pe toate. Și atunci, dumneavoastră sunteți cel care îi hotărâți să stabiliți prioritatea prioritizării lucrurilor. Dumneavoastră o faceți, fără noi. Și rugămintea mea care era? Păi dar banii ăștia care stau acolo normale acum în spate, și ce ne știi când? Că nu mai aveți acum posibilitatea să noi lucrați. Deci nu se poate lucra, dar cum a fost posibilitatea de lucru până a venit iarna? Și nu s-a mai lucrat, pe lungă perioadă de timp. Ați avut fonduri, vă luați așa. Dar banii aia care s-au îngropat acolo și stau și zac, nu merg înainte, n-atrag, nu putea să fie un beneficiu pentru populații îndreptați în altă parte? Puteau. Depinde, puteau să zacă în altă parte. Nu zăceau. A, nu. Ne orientam către un lucru făcut cu posibilitatea de finalizare imediată, nu să așteptăm care. Banii sunt la dispoziția primarului. Ce vrea primarul, acolo trece. Așa consider eu. El așa știe. Tot ai supărat corect la final. Corect. Ia vei duce cum vrea. E bine, dar vreau să la mea. Este importante. Deci am văd niște priorități. Niște reguli pe care trebuie să le apucăm pentru... Să vină bugetul, următorul an, că asta e. Avem cofinanțare la școală, avem cofinanțare la drumuri de viață, la finanțări care sunt. Deci când la școală avem PNRR, dar avem și cofinanțare. La AFIR avem drumuri, dar avem și cofinanțare. Deci obligatura trebuie să fie ținute din bugetul local. Și dacă nu merg nici ceva, mai poate și ceva. Curile școala după săl de clasă, vrem să le arătăm căminul. Și nu e la buget școala decât... Școala o trebuie să stăm într-un program ca să obținem majoritatea banilor de la ei. Că nu ne-am că credeți că cofinanțarea trebuie să o pui înainte de a da finanțarea? Sau... Nu există. Avem ordine de începere a lucrărilor pe data de 8 ianuarie la școală. Nu mai vorbiți de ordine de începere a lucrărilor. Știi, știi. Ați pierdut alegerile cu ordine de începere a lucrărilor. Dar ce? Mi-am făcut iluzii când câștigam? Dumneavoastră credeți că eu mi-am făcut iluzii? Da, mai glumim, mai, ca să mai descriți. Să mai scrie cineva la punct? De clar, ședință.